Slavă Domnului! Fiți binecuvântați! E o mare bucurie și onoare să vorbesc astăzi într-o biserică, la invitația acestui copil minunat. L-am numit eu copilul Domnului. Chiar îmi pare, îmi pare de destul de rău că am venit împreună cu el și aș fi vrut să vorbesc despre el câteva cuvinte, dar să nu ne cunoaștem. Pentru că a avut curajul să meargă dincolo de confortul acesta și să nu mă judecați de a uh, lucra strict în zona spirituală, în zona evanghelică și a avut curajul să meargă mai departe și mai departe, mai departe ca lumina lui Dumnezeu să strălucească și El să se zmerească și Domnul să fie vizibil acolo unde poate nu ne-am așteptat niciodată. Este un astfel de copil și eu iubesc copiii lui Dumnezeu cu sinceritate care au, au, sinceritatea, deschiderea, chiar naivitatea aceasta, care de multe ori riscă să se facă de râs. Eu am trecut până așa ceva și nu mi-a părut rău, pentru că mi-am deschis sufletul și când unul a intrat cu bocan, și l-am simțit, l-am simțit imediat. Și Dumnezeu m-a învățat să mă protejez. Să vă rugați pentru astfel de oameni. Să nu așteptați să puneți lupa pe ei. Are nevoie statul român, țara românească. Națiunea noastră are nevoie de copii al lui Dumnezeu, copii al lui Dumnezeu. Nu baptiști, nu penticostali, ortodoxi, copii ai lui Dumnezeu, pe care să nu stăm cu lupa, să nu-i judecăm, să nu avem așteptări imediate, nici pe departe, ci să ne rugăm. Ca așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. O spune un om care, a, așa cum a spus prietenul meu, Adi, uh, am trecut în toate etapele, nici nu știu de unde mai sunt, dar sunt bine, să știți. Uh, da, nu m-am născut dintr-o familie de securiști, nici de comuniști, ci tatăl meu era sudor, a fost sudor, dar cel mai bun sudor unde a fost, mama mea a fost... Uh, un om uh, cu o anumită responsabilitate, dar era primitor, distribuitor la o fabrică, Vulturul din Comarni, care făcea cărămizi, nici cărămizi nu mai facem în țara asta. Și am crescut în zmerenie, adică tot ceea ce am avut am muncit. Și ca să mă duc în facultate, trebuia să lucrez cu tatăl meu uh, într-un atelier de avut-o și atunci nu erau sus și uh, por și BMW-uri, ci erau Dacii, care reveneau pline cu pământul ăla, cam atâta să era stratul, și o trebuia să le curăț. Și din banii care îi câștigam acolo, mi-am făcut și facultatea și toate lucrurile care Dumnezeu mi le-a dat mai târziu. Am ajuns în politică. În politica aia, eu am și semne ale politicii adevărate, profunde, profunde din, din țara aceasta, pe care mulți o hulesc. Dar cu cât trece timpul, cu atât începem să regretăm oamenii de stat. Și am crescut pe lângă oameni și am avut onoarea și curajul să mă așez lângă oameni cum a fost Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Dana Mateo Lăzărescu, Neagu Giuvara, pentru poate pentru mulți dintre dumneavoastră mai tineri, numele acestea nu spun nimic, dar am avut ocazia să merg, așa cum spuneam aseară la Radio Evanghelia, să, să văd pe Corneliu Coposu alergând către torționarul lui pe trotuar, torționarul ăla fugă, Vișinescu, și el spunându-i, te rog să mă ierți că te-am urât că te-am murit că mai bătut 25 de ani. Toate lucrurile astea m-au format ca om politic, dar firea mea nu era cea duhovnicească și formarea aceasta politică de dreapta, acum nu mai există așa ceva, nici stânga, credeți-mă, nu mai judecați oameni din perspectiva aceasta, dar atunci eram niște oameni care ne consideram din perspectiva asta și eram educați în spiritul ăsta. Și firea mea a fost destul de puternică, dacă pot să spun că i-am mai dat și anumite îngrășăminte, ca să fie și mai puternică. Eram dispus să judec și să deschid culoare doar prin prisma puterilor mele, a viziunii mele, a ceea ce, ce vedeam eu că este bine pentru mine personal. Și am ajuns în vârf, pe lângă oamenii aceștia, i-am și depășit, am ajuns la un într-o funcție importantă în stat eram pe lângă președintele unui partid puternic din Prahova, eram prim vicepreședinte al acelui partid, lângă un om care eu consider că țara l-a pierdut și putea să fie președintele României și am crezut în el, până într-o perioadă în care la un moment dat cineva a hotărât că țara asta nu mai trebuie să-și aleagă conducătorii și să-i fie aleși din altă parte. Eu mai scap lucruri pentru că asta e sinceritatea sufletului meu și n-am să mă ascund de asta, că singurul care mă protejează este Dumnezeu. Și nu mi-e rușine să spun că partidul meu nu mai este ce a fost, PSD-ul nu mai este ce a fost, nimic nu mai este ce a fost, pentru că nu mai există oameni. Nu mai există oameni de stat. Dar pe lângă faptul că nu mai există oameni de stat, sunt foarte puțini oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. În toată firea asta a mea am ajuns în vârf. Nu exista nimic să nu am. Pentru că nici nu aveam pretenții mari. Mai târziu când aveam să-i cunosc pe frații creștini care bine binecuvântează Dumnezeu, mi-am dat seama cât de sărac sunt. Dar pentru că Dumnezeu are o putere mai mare decât firea ta și ambiția ta proprie. Dar eram un om care eu consideram că am tot ce trebuie și judecam pe toată lumea prin prisma mea. Păcatele nu știam că sunt păcate, era o parte din viața mea. Adică era chiar normal ceea ce făceam. Și nu aveam timp și nu vedeam și nu aveam o dignă să văd bine cuvântările lui Dumnezeu din viața mea. Eram arogant, eram mândru, consideram că sunt cel mai puternic, cel mai deștept, cel mai frumos și nimeni nu-i ca mine nici pe departe nu eram niciuna dintre ele. Dar eu nu vedeam lucrul acesta. Nu știu cum mă suportau cei din jurul meu, nu știu cum am ajuns în funcțiile alea, dar eram extrem de arogant. Mai târziu, când Dumnezeu și-a făcut milele de mine și mi-a dat una, am început să-i sun pe cei care știam că m-au suportat și i-am ajutat în viață. Și toți pe care i-am ajutat îmi spuneau, da, dar erai arogant. Și dacă ne-ai ajutat, aroganța ta ne copleșea. Ăsta era Mircea Roșca, care a reușit în politica românească, într-un amestec de calitate politică a oamenilor de stat, cu o fire ambițioasă, așa cum ne cuprinde pe noi toți. Pe noi toți, absolut pe noi toți. O spun acum, la șapte ani, aproape opt ani de când m-am întors la Dumnezeu. Pentru că, mai târziu, în maturitatea mea, aveam să văd. Eu, când mi-am spus această mărturie, mi-o spuneam în urmă cu 5, 6, 4 ani de zile, mi-o spuneam cu o râvnă ieșită din comun, mai multă râvnă decât înțelepciune, cum spunea unii păstori, pe care eu nu-i prea iubeam când îmi spuneau asta, pentru că atunci când mergeam în bisericile evanghelice și vedeam oameni triști, nu puteam să înțeleg de ce sunt triști. Eram o bucurie, o explozie de bucurie, pentru că nu am fost niciodată atât de fericit ca atunci de când m-am întors la Domnul. Și timpul și maturitatea, și maturitatea spirituală m-a făcut să înțeleg de ce erau triști. Eu judecam atunci. Dar și pentru asta am găsit un remediu. Că Dumnezeu mă poartă atât de bine și atât de frumos încât să le înțeleg pe toate și îi mulțumesc. Nu merit harul acesta, dar am parte de el. Pentru că Dumnezeu și-a făcut milă de mine și în aroganța aia, în mândria aia, m-a lovit acolo unde eram cel mai vulnerabil. În mândria mea. Mie mi se spunea uh, imaculatul nebun pentru că aveam curaj și aveam curaj să, o spun așa mai politician, între ghilimele, să mă iau la trântă cu orice fel de politician din țara asta. Și în județul Prahova au fost unii foarte puternici. Mai puternici decât statul și decât ăia care nu se văd. Dar atât de puternic a fost și el, că în clipa când am început să mă rog pentru dușmanul ăsta al meu, a ajuns să pentru o țară străină. N-am să-i pomenesc numele, dar este un nume cu mare rezonanță, cu mare greutate și care stă pitit într-o țară. Nu-i fericit, dar Dumnezeu să-l binecuvânteze acolo unde e și într-o zi să se predea Domnului. Am ieșit la luptă cu acești oameni și acești oameni m-au amenințat. Și mi-a spus că miercuri chiar mi-a indicat ziua și ora când eu uh, voi, mi se va deschide un dosar și voi fi reținut. Am râs în aroganța mea. Și am avut curaj să-l înfrunt pe acel individ. Dar așa era în statul român, chiar și ora, un alt politician fără funcție care să aibă legătură cu statul de drept, chiar și ora indicată m-am trezit cu un dosar. Am fost șocat. Și în dosarul acesta, în care de obicei, în numele anticorupției, Dumnezeu, să ajute statul român să înceapă cu adevărat o luptă anticorupție, avem nevoie. N-a existat. Să nu mai fiți păcăliți de lucrul acesta cu scopul acelei anticorupții, era să mai elimină din oamenii de stat care aveau curaj să vorbească. Să ne ajute Dumnezeu să se ridice din biserici oamenii de stat acum. Și din, nu, nu, nu din biserici neapărat neoprotestate, din toată biserica României. Și cuvântul Dumnezeu să iasă la lumină. Pur și simplu am rămas șocat ce mi se întâmplă. Pentru că dacă Dumnezeu îmi dădea o boală, vă spun în aroganța mea, aveam 300 de doctori pe care să-i sun și să le dau banii necesari încât să mă vindece și aș fi zis că m-a vindecat doctorii. Dumnezeu știa lucrul acesta. M-a lovit în mândrie pentru că știa că eu mă consider imaculat. Dar în România acelor ani, 2012-2016, nimeni nu era imaculat. Știu că în manipularea aceasta, chiar mondială, dar mai ales în țara noastră unde a fost experiment, nu, uh, nu a existat nimeni care să fie curat Pentru că uh, au creat și o legislație încât absolut de oricine poți spune orice Din aceea, de asta vedem atâtea achitări Pentru că au fost reținuți oameni ai statului pentru un ou dăstruț. La mine era vreo de 7 kg de carne pe care un văr al meu le-a dus la o instituție Și în naivitatea mea și în deschiderea mea, dar mai am pe unul care are pâine are, Mai am pe unul care are o fermă de porci A, da, cam așa se întâmpla atunci dar nu ăsta a fost și nu ăsta este scopul meu aici de a vă spune dacă am fost vinovat sau n-am fost vinovat. Pentru că după 8 după ani de zile, statul de drept mi-a spus că fapta nici măcar n-a existat. Dar asta a fost mâna lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a vrut să mă treacă prin asta, să ajung să fiu reținut, să văd cum este fără soția și copiii mei, pe care nu prea îi vedeam în aroganța mea. Și am început să-mi aduc aminte de ei acolo, unde eram reținut. Și am început să plâng. Și plângeam în continuu. Și când soția mea mi-a spus ce să-ți aduc, am zis Biblia tatălui meu, care era pe, pe, pe uh, șifonier, uitată, pe care am încercat să o citesc când eram mic și m-am oprit undeva când Cain îl ucide pe Abel și pe care se așternuse bine prahul. Acolo unde eram reținut, am văzut că Biblia era Cornilescu și 1974, anul nașterii mele. Toate le-am luat ca un semn. Și am început să citesc și să plâng, să citesc și să plâng. Și am citit până la Avram. Și la Avram, când i-a spus Dumnezeu, ia pe fiul tău Isaac și fă ardere de tot, eu nu e, Dumnezeu meu nu e ăsta. Și am aruncat Biblia. Supat. Și m-am pus pe burtă și am zis, Doamne, ajută-mă, mă predau ție, nu mai pot. Doamne, ajută-mă, fă ceva din mine. Fă ceva că nu știu ce mi se întâmplă. M-am dus la școală, am învățat, nu mai aici, m-am dus în politică, nici prin cap nu mi-a trecut că pot ajunge aici. Fă ceva, dar chiar pe beton m-am întins și am început să plâng. Și la două zile, în camera aceasta, care avea să devină un altar al lui Dumnezeu, a venit unul dintre, poate cei mai mari golani păreau la momentul ăla pe care i-am văzut în viața mea. Dumnezeu mă protejase până atunci, în primele trei zile, că lângă mine era un judecător, cam așa erau celulele în perioada aceea, un judecător, un avocat, un om de afaceri, un director de spital și un hoț. Ăla, ăla ne-a făcut să râdem, să ne scoată din starea că toți plângeam. Și ăla, de când ne spunea cum a intrat pe horn, cum a luat niște cercei, cum a luat o butelie și așa mai departe, cred că și el a avut un rol de a mă ridica din punct de vedere moral. Nu, el m-a ridicat. A venit acest om cu o față groaznică și știți cultura unor oameni care n-au avut de-a face cu așa ceva. Păi trebuie să te impui ce faci cu o față încruntată, strict așa. Și la un moment dat zi, trebuie să mă impun în camera asta. Cine o fi banditul ăsta? Intră respectivul. De unde ești? De unde ești tinerețe? Ascultați-mă ce vorbă de golan am scos din mine. Nu știu de unde am scos-o. De unde ești? De unde ești tinerețe? Dar tu de unde ești, mă? Am înlemnit. În momentul ăla mi-am dat seama că ăsta e sfârșitul. Uh... Adi să uită atent că n-am spus asta niciodată într-o biserică și n-am spus în nicio mărturie. Am rămas de groază. Bineînțeles că mai aveam relații și acolo. Și i-am pe șeful de, 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 post, șeful arestului, zic scoate-l pe ăsta din cameră la mine, vă rog din tot sufletul meu, rezistați 24 de ore, nu o să vă pară rău. Totul este în mâna lui Dumnezeu, credeți-mă. Acel om, când a ieșit afară să-l amprenteze, hoțul, că hoție de meserie, umblă în traista lui, că a venit cu o traistă. Și acolo a căzut un rebus din plastic care s-a făcut praf pe beton și cinci cărți despre Isus plus Biblia. Am înlemnit. Nu știam cum să repar uh, rebusul m-am simțit atât de vinovat, atât de groaznic. Uh, când a revenit, ce vrei să mănânci? Iartă-mă, te-am abordat greșit. Acu e Biblia aia de jos. A mea, cum îți permis cuvântul lui Dumnezeu să stea în praf? Am înlemnit zic, păi da, uite, am citit și a început să povestească. Vine șeful de arest și zice, este o greșeală cu tine. Acest tip era un om întors la Dumnezeu, care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod profund, avem timpul prea scurt să vă spun mărturia lui, inimaginabilă, inimaginabilă, cum prin Dumnezeu a făcut absolut tot, cu minuni mari, cu vindecări în casă, cu afacere, cu două case. Și a venit un alt hoț, că el fusese hoț înainte să se pocăiască, și l-a ispitit și a picat în păcat pentru că ai să termin și să, să pun niște veluxuri la, după ce i-a făcut Dumnezeu două vile și le luăm repede la vecinul care 50.000 de euro supernă. Și s-a dus și a furat, și a fugit, și a ajuns până în -pân Bruxelles, a ajuns prin, prin, prin uh, Belgia și a început să fure iară și a furat, și l-a căutat poliția, a pierdut familie, a pierdut copii, a pierdut tot. Dar cei din Bruxelles, când l-au prins, în loc să-l trimită în arestul din Bruxelles, l-au trimis la Câmpina unde era Mircea Roșca, dintr-o greșeală, 12 zile a durat reparația acestei greșeli pentru a-l duce mai departe, înapoi în, în Belgia. În aceste 12 zile, omul acesta ne-a spus niște mărturii inimaginabile. De-astea, cu eliberări de, de, de duhuri, de draci, eram înlemniți, nu mai mișcam niciunul toți eram în genunchi, ne rugam, nici nu mai ne păsa, nu știam unde suntem. Polițiștii, nu mai, des, nu, în fața Domnului, eu spun, sper că vor fi și la pensie să nu aibă probleme, nu mai încuia ușa camerei noastre. Toți stăteam în genunchi și, și, în post, nu mai mâncam, nu mai îmi făceam probleme. Mă puneau polițiștii să strictare că aveau o frică de mine, respectivii care aduceau mâncare, atât de puternic fusesem mă la, în fire, Încât s-a schimbat meniu, dar ca să mănânce ei polițiștii, că mie nu mai mi de nimic. Mâncam numai zea aia să nu mor. Stăteam numai în post și citeam Biblia și plângeam și ne rugam. Polițiștii s-așezau și ei în genunchi la ușă. În fața lui Dumnezeu vă spun tot ceea ce spun aici. Nimic. Nu, nu este exagerat. Nici nu mai știam când trece timpul. Când a plecat și m-a chemat el și mi-a zis așa, te duci în fața instanței și spui așa, eu am un Deze Dumnezeu deasupra capului și dacă Dumnezeul meu a hotărât ca eu astăzi să fiu acasă că sunt nevinovat, voi fi acasă din seară. Nu veți hotărâ nici dumneavoastră nu, vezi hot nu va hotără nimeni decât Dumnezeul meu pe care îl iubesc și îl slujesc. Bineînțeles că am plecat cu vorbele acestea la instanță. Și la instanță avocații. Cum să ziceți asta? Nu se poate așa ceva. Sfidați instanța. Spuneți că uh, credeți în instituțiile statului, credeți în statul de drept, credeți în viitorul acesta minunat al României, în care ne conduc unii care nici nu știm de unde au apărut. Asta, cam asta am spus. Mai mi-a dat și mi-au prelungit. Mă întorc înapoi, în arest, nu mai era băiatul meu, nu mai era pocăitul meu, nu mai era nimeni în cameră. Rămăsesem singur, am plâns în continuu. Unde este omul meu? Când mi-am băgat mâna sub n-am găsit o scrisoare, îmi pare rău că nu am la mine să vă citesc. Dumnezeu n-a ales, nu te-a ales să fii un om în genunchi. Tu vei fi și vei sluji și vei fi o lumina lui și vei predica cuvântul lui. Nu știu ce înțeleg, am ideea de predicat prea mult ce înseamnă. Rețineți ce vă spun, din suflet vă spun, N-am și nu auzit de penticostali în viața mea și de baptiști. N-am auzit decât de adventiști, pentru că lucrau cu părinții mei și de la ei aveau Biblia. Am stat și tot ce a venit în momentul acela în arest, numai director, că așa se întâmpla, euh, eu le vorbeam de Cuvântul lui Dumnezeu și e bine că au venit acolo. Ei și erau șocați, credeau că sunt nebuni. Zic că este un semn al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu are un plan cu noi. Și când m-am dus a doua oară, mi-au adus vorbele fratelui meu. adică când am făcut apel la câteva zile Uh, cred că o săptămână și jumătate la decizia de a-mi prelungi arestul. Și am zis am un Dumnezeu deasupra capului. De, 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 onorată instanță, doamna președintă, dacă Dumnezeu vrea să fiu în seara asta acasă, eu voi fi acasă. Eu nu sunt vinovat de faptele astea, dar sunt extrem de vinovat în fața lui Dumnezeu de multe alte fapte. Și Dumnezeu va lua mâna dumneavoastră și o va pune peste mine liber. Dacă va hotărâi El. Dacă nu, dumneavoastră nu aveți absolut niciun fel de de efect asupra deciziei, nu veți, uh, nu, nu, implicarea dumneavoastră nu va conta absolut deloc în decizia care va exista. Am ajuns în arest, înapoi, și eram mândru, eram bucuros, eram fericit, aveam pace, ce credincios eram eu. Și se face 8 și jumătate, to toată lumea era o cutumă în care spunea că dacă răspunsul de la altă curte nu vine până la 9 fără 10, înseamnă că ți-a prelungit. Și se face 9, ce rădeam în continuare. Eram bucuros. Și se face 9 și jumătate. Și la ora 9 și jumătate, punct, mi am pierdut credința. Și am început să plâng, m-a apucat disperarea. Ca să mă răzbun pe Dumnezeu, Hoțul avea o revistă cu tot felul de prostii uh, pornografice, uh, uh, ca să-mi fac ceva rău împotriva lui Dumnezeu, așa simțeam în momentul acela. S-a făcut 10, s-a făcut 10 jumătate, s-a făcut 11. La ora 11, Dumnezeu a vrut să-mi dea o lecție. Nu pentru credința ta, nu pentru Biblia ta citită, pe care ține în ziua aia am terminat-o. Nu pentru Biblia ta citită, nu pentru postul tău te eliberez astăzi, ci pentru că te iubesc, fraiere. A -a -a. Și pentru că ești copilul meu și am un plan cu tine. La ora 11, pentru dată în istoria arestului, chiar m-am gândit într-o zi să iau pe oamenii aia cu mine. Pentru că ei au urmat șocați niciodată în istorie, pentru că nu mai era nimeni la al alta curte de casație și justiție să trimite răspunsul acesta. La ora 11, punct fix, Soția mea stătea pe pat, a așteptat telefonul și la 11 a cedat și ea. Și a zis, mă culc, cool, e clar. Și la 11 și 10 am sunat-o, sunt liber. Și m-am întors acasă. Și toată lumea credea că sunt nebun, nu mai trebuia nimic. Începuse mizeria asta în care arestam lideri, primari, cars, o discotecă, schimbam guverne și ai mei erau miros de guvernare, dreapta. Și veneau că și lovit așa, eram încă puternic, două telefoane, dacă dădeam să trezea un secretar de stat. Sau poate chiar ministrul de ce nu? Și au venit și mi-au umplut casa. Și eu le vorbeam de șertăciunea de șertăciunilor și goana după vânt. Ca să asculți toată cartea asta, mai ales unul care... E foarte lungă, să știți. Și ei trebuia să și fumeze, stai jos. Adică autoritatea mea, cu toată credința și cu tot ce citisem eu în Biblie, tot autoritatea aia lumească o foloseam. Nu știam mai cu autoritate în dragoste. Încă mai am de învățat. Și ei înlemniți, stai jos și ascultă, deșertăciunea deșertăciunilor și goana după vânt. Vă ați trezit, nu? Cum v s-a părut? Ei se uitau de groază, au plecat și a apărut în presă după ce au plecat ei că sunt baptist. Și eu am scris atunci, baptist, era de bine, că mă gândeam ce-o fi, vă stau, fiul nenorocit, baptistul. Și am citit acolo, baptist, era de bine, o oameni al lui Dumnezeu și istoria baptistă, cum sunt eu pasionat de istorie. Toată lumea, chiar și soția mea, chiar și copiii mei, credea că sunt nebună. Și mă simțeam din ce în ce mai uh, rezervat, din ce în ce uh, mai uh, dat la o parte, chiar în casă, compătimit, să zic cuvântul mai, mai bine zis. Lucrau unii la unii niște ziduri la mine în curte și eu le spuneam, da, lăsați le Eu care le, îi puneam să repete de cinci ori până atunci. Am revenit iar la chestia asta. Foarte greu să fii perfecționist, să vă ferească Dumnezeu de așa ceva. Uh, aș vrea să fiu cadi. Ca l-am <laughs> întrebat astăzi, aș vrea să l-am întrebat astăzi de unde are granitul ăla. Știi ce? Nu, ăsta e turnat pe ce aveam timp să, să torn granit. Eu nici mă gândeam să nu fie granit. Asta ca o observație. Uh, și adică lucrurile, altele sunt lucrurile mai importante și mai profunde în viața sa, ca și la mine, de altfel, de când l-am cunoscut pe Dumnezeu. Și într-o noapte am avut un vis. Și în tot haosul ăsta, în toată viața asta a mea, în care mă simțeam din ce în ce mai singur, în care eu cine venea în casă, eu le citeam din Biblie și ei nu se întorceau la Dumnezeu așa, nu, nu, luau Biblia, de unde iau și o, o Biblie? Nimeni nu avea reacție ca mine și nu înțelegeam de ce. Popa sărac cu prietenul meu, ne-am prietenit între timp, pentru că eu să am devenit copilul lui Dumnezeu, eu nu vreau să, să fie trecut pe fruntea mea nicio religie, eu pot intra în orice biserică și harul Dumnezeu a fost atât de mare încât să predic în fața 350 de preoți. Și uh, o spun și pasta că nu mă pot abține. Și am invitat și doi păstori din Prahova la acest eveniment. E, acest eveniment era în numele referendumului pentru familie și că l-am condus în câteva județe. Și te invită Biserica Ortodoxă, 300 de preoți te ascultă și la un moment dat au făcut o cântare și o cântare superbă. Și că multe cântări care le spunem aici vin tradițional din biserica ortodoxă. Noi uităm lucrul acesta. Și la, la sfârșit, cântarea aceea se face printr-o închinare. Să sper că mă nu mă judecați acum. Și păstoria frate, ai fost extraordinar, impecabil, când ți-ai făcut crucea, a fost anatema. Eu nu mai caut la așa ceva. Asta nu are niciun efect. Nu e nici rea, nici bună. Nu are niciun efect, dar era un respect față de casa în care am intrat. Este era un semn al planului lui Dumnezeu care avea să-l facă cu mine. Să pot vesti Evanghelia cu grecul pe limba grecului, cu romanul pe limba romanului și câtă înțelepciune avem nevoie. De câtă înțelepciune are biserica nevoie în perspectiva aceasta de a se dezbrăca total de forma religioasă care doar pontignește și pune bariere. Dumnezeu nu m-a lăsat și într-o noapte în vis mi-a apărut și e atât de profund și n-am mai vorbit de mult de lucrul acesta. De obicei plângeam Uh, pentru că a fost extrem de sensibil momentul, aproape de necrezut, pentru că am deschis ochii și Isus era tot acolo. Deci a fost vis, a fost vedenie, spuneți dumneavoastră ce? Soția mea e martoră, s-a trezit și încerca să mă liniștească, nu-l vedea pe Isus. Ea spune după o perioadă, mie mi se pare că plutești, erai un om plin în lacrimi, cu o fericire și cu un chip atât de luminat, de n-am văzut în viața mea. Și soția mea m-a liniștit, ca de obicei, cum fac soțiile. Uh, adică să pricep să te adormă uh, și uh, adormi adorm, stai liniștit și am adormit visul nu s-a terminat și uh, să mă iertați pentru nuanțe, na, am crescut în lume toată viața, dar de multe ori mai spui și lucrurile adevărate cu față de soții și soțiile au multe de spus față de bărbați uh, și în profunzimea acesta vis spune fi binecuvântat, mi apare un nume, un om care peste 5 zile de la momentul acesta avea să fie înălțat în cea mai mare funcție după președintele României, n-aș vrea să nominalizez nici funcția și nici numele. Fi binecuvântat, frate Mircea, că v-ați obișnuit cu lucrul acesta în lume, nu înțeleg ce înseamnă, mai ales în sudul României, mai ales pe Valea Prahovei, unde m-am născut eu, unde și preoții sunt foarte complicați. Uh, ca să nu zic altfel. Fi binecuvântat, pacea Domnului să fie cu tine. Dumnezeu are un plan cu tine și mâine dimineață la ora 10 te va suna un senator din Parlamentul României care îți va arăta calea. Dimineața la ora 10, rețineți. M-am trezit dimineața, încerc să fiu cât mai pe scurt și soția se uita cu groază la mine. De data asta chiar vrea să mă duc la un psiholog. Și spune, zice, uite ce, eu nu mă simt prea bine de când tu ai avut necazul ăsta și aș vrea să mă însoțești, am vorbit de dimineață, ne așteaptă un psiholog la Sinaia și aș vrea să mergem să mă însuțești, mi-e rușine să merg singur. Mi-am dat seama că eu despre mine era vorba. Dar era o pentru ticostală acum sincer. Uh, și uh, m-am așezat jos în uh, fotoliu, mi-am băut cafea, am uitat de ora 10, la ora 10 punct fix. M-a sunat un senator din Parlamentul României, care mai târziu aveam să aflu că e și Baptist. Nu știu, uh, poate că nu se simte foarte bine, dar eu sunt, vedeți cum sunt. I-am spus nu știam că ești Baptist. E grav că n-am știut, nu? Totuși, mă gândesc cu ani înainte când stăteam în audiențe la președintele nostru de atunci, eu având o relație specială în funcția mea de prim vicepreședinte al PNL, până la urmă cred că cred că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți. Și uh, zice, vreau să ne întâlnim. Bineînțeles că eu m-am dus dinamită, era un uh, uh, restaurant, uh, restaurantul uh, Berarilor sau nu știu cum se numește exact, bereria germană, pardon, unde mergeau senatorii și el vorbea numai în șoaptă, tot o înțelepciune uh, neoprotestantă. Eu, eu uh, eram dinamită. Frate, tu ești sfânt, ești sfântul lui Dumnezeu. Frate, stai să spun cum e cu sfinții, că nu e chiar așa. Săracul, am văzut mai târziu. Uh, adică vrea să mă ajute să, să trec peste niște etape care aveau să mă doară mai târziu. Uh, N-am timp pentru așa ceva. Dar el zice... Uh, mi-a recomandat un om, îmi spunea mai târziu că dacă îți recomandam la un păstor, îl mâncai pe pâine, pentru că eu citeam Biblia în continuu, nu, nu puteam trăi fără Biblie, nu înțelegeam asta cu religia, am început să-l evanghelizez pe preotul meu și prea, părinte, am citit Biblia. A, da, a, da, ăla m-a convins că e o problemă. Deci, ca să înțelegeți, a, da, adică mă gândeam că este o explozie de bucurie, uh, că trebuie să-ți dau eu de la Sfinții Părinți, pe care mai târziu aveam să-i citesc pe Sfinții Părinți, uh, de la origen și nu, nu vreau să intru în amănunte acum, pe, pentru istoria creștinătății, pe care sper ca neoprotestanții în mod deosebit și copiii noștri să o cunoască. Dacă vrem să fim cu grecul grec și cu romanul roman, trebuie să știm toată istoria creștinătății pe care trebuie să o respectăm, să o înțelegem cultural și cuvântul Dumnezeu să-l adaptăm cultural la cultura care a existat atunci. Pentru a înțelege în vremurile noastre ce vrea să ne spună. Și mi l-a dat pe cineva, cineva care, pe care îi porți la fel un mare respect, dar am înțeles mai târziu când Dumnezeu spune blestemate omul care se încrede în oameni. Ideea este că m-am încrezut foarte mult, un om deosebit și m-a dus la o biserică în înțelepciunea sa aleasă la o biserică de romi. Deci ca să înțelegeți când este harul lui Dumnezeu la lucru, nu contează nimic. Toată înțelepciunea asta aleasă, programul pe care, peste care noi ne așezăm, ne concentrăm, nu are nicio legătură cu harul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu alege, este da și amin. Nimic ce s-a întâmplat acolo nu avea legătură cu cultura, educația. Vă dați seama din catedralele lumii în care eu dăruiam, eram în față și preotul vorbea o jumătate de oră mai mult decât de mine, decât de Isus și mă stropea și când mă stropea cu aia, eu tot încercam să mă stropească mai mult, că simțeam că nu mă sfințesc. Și am mers pe la toate mănăstirile, deși am băpat toate moaștele și eu tot mai rău mă simțeam. Și deodată din cultura asta să vii într-o luni, numai ideea de luni într-o biserică, luni seara, într-un garaj, la un, Dumnezeu să-l binecuvânteze fratele Onoriu din București, un om deosebit, special. Și acolo au început frații romi să cânte la sambal, la mine mi-au cântat lăutarii că eu dacă îmi plăcea ceva, nu prostiile care se cântă acum, lăutărească veche. Și era și țambalul, era și contrabasul, era și acordeonul, era și fără chitară, și clăpianu. Și îmi cam pleca piciorul așa, adică vă dați seama că era în undeva ritmul, era cam același. Și zic, cum fug de aici, în gândul meu? Ce e asta? Unde m-au dus chiar că ăștia sectarii? Uh, și ușor, așa cu înțelepciune, am văzut eu că, că uh, ține cumva la pocăiți dacă le zici de nevastă, băi, soția mea nu acceptă să-ți peste ora 9, niciodată nu s-a întâmplat asta în soția mea să-mi pun problema ce o mă întorc acasă, spre rușinea mea. Uh, și zic, o bag asta ca să plec de aici. Și dau să fug și zic, e o scurtătură pe aici, când am dat la toalete. Nu era niciun fel de ușă, nu aveam un să plec. În spate era plin, plintrea să deranjez 100 de romi. Toți în costumele lor speciale și așa mai departe. Mă așez dinapoi pe scaun, așa vorbește domnul bărbatului, bărbatule, o doamnă distinsă, voichița din Oradea, dacă ați auzit, un vas al domnului. Și când a început să-mi spună despre mine... Eram șocat. Și n-am mai avut, am înlemnit acolo. Zic, ce mi se întâmplă, Doamne, ajută-mă, scoate-mă din asta. Și vine un om, un american, un ponosit, cu hainele murdare, mă uit la astea. Deci v-am spus, problemă, nu m-am pocăit de ajuns. Și era pătat cu ciorba căzuse pe el, pe pantaloni, că cămașii americani știu să se îmbrace așa uneori, probabil să ne impresioneze sau probabil că nu pun preț pe ele. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Ăsta era răspunsul, cunoscându-l după aceea. Și omul ăsta vine cu o extrem de profundă pe care trebuie să vă spun acum în cât mai scurt timp. Omul ăsta s-a pocăit exact ca mine la 40 de ani și a început să se roage, avea un duh al rugăciunii. Și la un moment dat el în la lui, asta mai lumească, bă, da, pentru toți care m-am rugat sau cam am dus toți. Și când o socotea la lui de vreo șase ani de zile că toți au venit, roagăte pentru fimea, roagă pentru soțul, roagăte pentru bunicul, nu mai trăia nimeni. Băi, dar există Dumnezeu? Ce mi se întâmplă? Oare ce e asta? Nu o fi vreo religie? Și a plecat să-L provoace pe Dumnezeu pe un munte un munte, nu și în scapă, unde ziua este foarte cald și noaptea e foarte frig. Și s-a dus în sandale și în pantalon scurs să-l provoace pe Dumnezeu. Și a zis, eu nu plec de aici până nu mi te arăți. Și a rămas acolo, a degerat și trei alpiniști, trei alpiniști, el a venit cu mărturia celor alpiniști și ne-a pus-o pe videoproiector coborau pe traseul muntelui și unul ca un lucă schimbă traseul și o ia în direcția în care se afla ei. Ceilalți doi alergă după el ca să-l prindă pe ăsta. Băi, unde te duci? Te duci în prăpastie. Și au dat de el și l-au salvat. Pentru el ăsta a fost un semn că Dumnezeu i-a vorbit, dar încă nu era sigură. Până după peste 20 de ani, pe peronul gării din Washington, o soră da noastră, dar româncă, rom, în America de 30 de ani, pică pe peronul gării brusc. Se duce la ea, și îi spune, ce faci? Sunt bolnavă. Am să mă rog pentru tine. Nu te mai ruga că am sida. Mi-au mi dat, mi dat, mi dat încă două săptămâni de viață. Și atunci el zice, am să mă rog, unde stai în Chicago? I-a dat adresa. S-a rugat două săptămâni pentru ea. S-a dus la ușa, după două săptămâni, la ușa ei, în Chicago, în apartamentul în care locuia. O, o voce stinsă i-a răspuns. S-a deschis ușa extrem de ușor, de încet. Femeia era moribundă, nu mai avea putere, nici vlagă, vocea era stinsă. Da, m-am rugat pentru tine, Dumnezeu te va vindeca. Crezi? Dar din, vo din, gura acelei ființe n a mai ieșit vocea aia stinsă, ci a ieșit o voce autoritară și puternică. Dar tu crezi? Pe mine m-a cutremurat această mărturie. El spune că mai degrabă i-a zis, dăm guma ta din gură și a băgat-o în gură ca să vadă că, să, să și încerce credința. Nu v-aș sfătui să faceți lucrul ăsta. Dar pentru mine mărturia asta a fost cu tremurătoare. Mai târziu aveam să mă întâlnesc cu frații romi și să-mi spună, frate, ne iers pentru programul ăla. Frate, că ce? Tot ce a fost în seara lor lor s-a părut dezastru. Mie mi s-a părut numai harul lui Dumnezeu. Și a lucrat la inima mea că aveam, n-am timp să vă povestesc în de acum am ajuns într-o întâmplare în biserica din Beiușa Lupustan, cu soția mea care ea mai stătea. Dar când m-a văzut în apa botezului, a venit lângă mine, ne-am botezat împreună, am fost fericiți, am văzut cât de frumoasă e, am o soție superbă. Am văzut ceață, ceață avem. Dracul ne pune ceață, nu vedem nimic. Vedem în stânga și în dreapta. Și ce urâtanii vedem. Când ne ia ceața, vedem la ce urâtanii ne uitam. Când acasă, aici, e cea mai frumoasă ființă de pe fața pământului. Și de atunci parcă chiar înflorește. Și cu cât trece vârsta, parcă e și mai plăcută și mai mult îmi doresc să stau cu ea. Și am văzut copiii mei minunați, cel mare, care nu avea dialog cu mine, că n-am avut timp. Și mi-am dedicat viața celui mic ca să nu pierd și celui mare să recapăt ceea ce am pierdut. Am mult să vă povestesc, nu avem timp. Pentru că de atunci viața mea s-a schimbat. Eu încercam fiului meu cel mare să-i citesc poveștile care trebuie să le citesc la șase ani, că dacă sunt sonat. Și tot așa, de amzapelea, de istorie, nu-l interesa nimic dar viața a făcut ca Dumnezeu să lucreze și, și, și în relația noastră și să avem o relație bună acum. Eu am mers și am predicat în toate bisericile, în multe biserici. La un moment dat v-am spus că sunt perfecționist 178 în România și 72 în diaspora. Și îmi spunea cineva, vezi că ăștia te folosesc ca, pă, ca aia cu ursul, erau și că țiganii umblau cu ursul pe vremuri, că ce nu pot spune păstorii ca să spui tu, că eu zădeam totul pe față, nu ne înțelegeam, îi făceam pe oameni, ba să râdă, ba să plângă, nu înțelegeam de ce să fii trist, că zic, de ce vă faceți probleme că dacă suntem frații lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, păi nu fac probleme că dacă n-am o ciorbă, mi dă fratele, dacă n-am bani, îmi dă fratele, că așa spune Biblia, am nimerit la sfinți și nu mai am nicio grijă decât să mă bucur în Domnul. Și predicam, predicam, predicam până într-o zi în biserica fratelui Nelubrie din Sibiu. Eram a doua oară, și îmi spune după ce am predicat că, frate, Domnul mi-a vorbit și mie și mi-a vorbit despre pocăința mea, dar mi-a vorbit și despre tine și mi-a zis că El te-a ales să fii acolo unde te-a găsit, nu prin biserici. Și eu am zis, fiul meu cel mare e martor, l-ai văzut cât de șmecher e ăsta? Al are nevoie de relații în politică și așa mi-a sugerat cumva să ajung înapoi în politică ca să aibă pe cine să sune. Credeți-mă, eram la ieșire din biserică și îi spuneam asta pe drum fiului meu. Începusem să învăț un pic politica bisericească. Și uh, exact la două săptămâni, dar strig la două săptămâni, uh, un om în care am crezut uh, și care am investit toate funcțiile în care eu îmi în demisia. Trebuie să știți că în toată perioada asta mi-am dat demisia din cele 11 sau 12 funcții pe care le aveam. Nu mai vreau să audă politică, nu mai mă interesa în biserici, îmi criticam pe ai mei, nu are sens. Dumnezeu a făcut să nu le vadă mărturile că acum sunt colegii mei. E o problemă și asta, să știți, 500 de parlamentari să nu-ți vadă mărturia văzută de peste 250.000 de oameni pe internet. Cât de izolați suntem, Doamne, să ne ajute să ieșim din izolarea asta. Este o mare problemă pe care mi-am pus-o după aceea. Când m-am întors în politică, pentru că m-am întors, într-o noapte, mă sună acest om și spune Tu m-ai adus aici, tu m-ai așezat în funcția asta, nu mai pot să am liniște. Toți din Parlament care te știu de o viață, de când luptai împotriva minerilor, eu am și niște urme pe aici. Când protestam împotriva lor, mă iubeau minerii, m-au mângâiat cu o bătă în cap. Asta legat de proteste. Noi protestam cu flori, nu cu ho, nu cu mâie. Un, un partid politic, nu, nu există așa ceva, cu flori și cu rugăciune. Așa se protesta în anii 90 când exista clasă politică, nu cu un jurat. Nu cu arata cu degetul peste, peste ceilalți. Ne băteau, dar eram fericiți. Pentru că luptam pentru drepturi. Pentru că aveam un cel, Pentru că credeam în viitorul națiunii române. Asta politicianul. Dar omul creștin de acum, n-am crezut vreodată și datorită acestei metecne, acestei tradiții, acestei culturi în care biserica se uită către politică, către ceva rău. Eu am rămas șocat, adică când l-am întrebat pe fratele Pustan, sper să nu se supere pe mine, Frate, s-a creat conjunctura să mă întorc în politică. Ia Evanghelia și du-te în piața victoriei și predică Evanghelia. Acum, sincer, eu aveam râvna aia necesară, dar sincer să mă vedeți și cu o haină de cămilă pe mine, predicând în mijlocul pieței victoriei, nu știu câtă înțelepciune era și nu știu câtă lume m-ar fi ascultat. Că ne gândim la Ioan, dar când predica Ioan, ca să ne aducem aminte și să respectăm și să înțelegem cuvântul și înțelepciunea, în ce context, unde, în ce loc, de putea să predice în haină de cămilă pe el sau de uh, ce era pe el și mânca lăcuste. Și nimeni, n-am primit niciun sfat din zona asta să mă întorc în politică. Uh, omul ăsta mă sună și îmi spune, vezi că fără să știi tu, te-am numit din nou vicepreședinte la Prahova, o funcție mică de tot, în comparativ cu ce funcție aveam, dar era un nou început, și vreau să știi că Senatul României vrea neapărat să fii consilierul lor. Toți parlamentarii te știu, îți cunosc expertiza, știu vechimea, zic cum cu mine ai terminat-o, mâine vin la Parlament și rup toate hârtile. Vezi că am luat hârtiile de la cu fosta ta consilieră, am făcut copile și vreau să te angajez, trebuie doar să spui semnătura pe contract, consilier parlamentar. Și m-am dus să rup toate hârtile. Și acolo mă întâlnesc cu Titus Curlățean. ne știam foarte puțin, pentru că eu, în vanitatea mea, cred că și el o avea un pic pe vremea. Aia că și, vă dați seama că și Titus Corlățean și eu și Cristian David, doi foști miniștri de interne și cu mine, ne-am pocăit în același an, în 2015. Titus, dacă nu mă înșel în februarie, Cristian David în august, eu în septembrie. Și vreau să vă spun că am început să vorbesc cu el. Zice, vai, dar nu vii la, la, grupul de rugăciune din seară, mâine dimineață? Păi zic, păi, nu, nu, am venit să-mi dau demisia, cum să-ți dai demisia? Tu nu mai ești în politică? Nu mai sunt în politică. Zice, frate, nu mai pot, mă simt groaznic în biserica mea. Fratele păstor tot pune predicile cu tine și tu vorbești bine de PSD, de frate, de oameni buni din PSD, vorbești de oameni buni din USR, vorbești de oameni buni din... Deci n-am văzut în viața mea așa ceva. Îmi vine să plâng și mă simt vinovat. El nici nu se cunoștea la momentul acela că el se întorsese la Domnul. Și el în biserica lui să simțea vinovat văzând un fost politician că vorbește chiar de Titus Corlățean dar eu vorbeam, încercam în zona neoprotestantă să-i liberez duhul acesta de răutate și de judecată, de a pune etichete politice și uh, uh, de a fi liber și de a vedea calitatea oamenilor din politică și cât de importantă era asta. Și mă invită la masă, la masă Gabileș, ministrul uh, ministru apărării de atunci, uh, uh, la masă, Benoni Ardelean, senatorul de care vă vorbeam, Robert Sigartău, Mitică Mihalescu, Florica Cherecheș, mai era și un adventist de la voi, de la Timișoara, deputat, nu prea le avea cu domnul, dar le avea cu politica. V-am spus că nu mă pot abține. Și erau mai mulți în numele domnului, 12 la masă și la un moment dat, Titus Curlățean Zice, bă, parcă tu ai fi Pavel, noi eu, suntem așa, crescuți în biserică și tu ești ca un, ca un vulcan. Și am început să merg la grupul de rugăciune și am văzut ca un semn să mă întorc în politică Și m-am întors în politică Și eram zâmbăreț, plin de pace, plin de dragoste. Mi-e dor un pic. Uh, și toată lumea, bă, ce ai, că ai un proces? Bă, ce cu tine, deși fericit? Bă, zici că ești ca drogația aia pe stradă de zâmbesc ca Zic, nu, m-am -ma da, cu cuvântul Dumnezeu. Zic, cu Biblia, cu Harul Domnului, cu pace. Și începeam să le povestesc mărturia mea. Și să așezau în jurul meu la masă. Nu zisam niciodată 12, 13. Grupul de rugăciune ăsta devenise în locul în care te aflai. Și spuneam mărturia aceasta. Și Dumnezeu m-a întors în politică. Și m-a întors în așa fel în politică încât coatele astea n-a fost nevoit să mai facă nimic. N-am mai făcut, n-am mai avut nicio ambiție. În continuu am zis nu, nu mai vreau, dar n-a fost după mine. Toate profețiile profeților pe unde am umblat spuneau că vei avea o funcție și vei avea o funcție și mai mare decât ai avut. Nu spun că nu credeam, nu-mi doream. Colegul meu a spus, vei fi pe primul loc la Parlament. Nu, nu vreau. Zic, și dacă faci lucrul ăsta, să nu cumva să mă treci pe primul loc. Și conjunctura a fost în așa fel că nu, 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 până ultima zi când era cât paci să nu fiu trecut pe listă. Și atunci mi-am dorit mult să fiu și că sunt sincer, că suntem oameni și că oricât de mult ne-am zmeri, oricât de mult l-am cunoaște pe Dumnezeu, trebuie să fim sinceri cum suntem, cum ego-ul nostru lucrează în noi, cum dorința noastră de mai mult lucrează în noi, cum vrem mai mult, cum ne poate distruge și călăuzi ambiția sau egoismul decât planul lui Dumnezeu. Dar cu toate astea Dumnezeu m-a făcut să arăt că vreau cu toată ființa mea și într-o minune Dumnezeu m-a întors în Parlament. Și în Parlament nu mai m-am regăsit. Nu mai m-am regăsit pentru că, vedeți, tot egoul, tot mândria. Dacă atunci eram politician înainte, perfect, care le știam pe toate și eram ca peștele în apă, aici nu mai mă regăseam. Nu înțelegeam utilitatea mea. Ce pot să fac? Așteptările fraților din biserică care sunt cutremurătoare. Frate, N-ai făcut asta, mă așteptam să iei, să faci asta, să faci asta, n-ați făcut nimic, sunteți niște hoți toți. Mă cutremură și apăsa pe mine. N n puțin m-au sunat, ne rugăm pentru tine, frate. Ne rugăm pentru tine foarte puțin. Sunt sincer și vă spun adevărul. Și am zis ce caut aici, în primul an am vrut să-mi demisia. Dar de ce eram nefericit? Tot Domnul mi-a vorbit în rugăciune și prin alte experiențe. Eram nefericit pentru că tot în egoismul meu vreau să le fac pe toate. Vreau să fac ceva spectaculos. Să urle bisericile de bucurie, să mi se aducă laude, să scrie tot ce minunat și ce bun ești tu, cum poți schimba tu România. Nu, egoul meu, mândria cea care ne desparte de Dumnezeu. Nu există niciun păcat și tot păcatul vine doar din mândrie. Iar dacă noi avem sinceritate, vom realiza că nu există unul de aici care să nu fie cuprins de această stare conștient sau inconștient. Știți când am avut, să, când am avut pace în Parlament? Când mi-a dat seama că sunt un copil. Un copil al Domnului pe care Dumnezeu îl și răsfață, dar și l-a pregătit pe planul, pentru planul său. Și am început să am pace. Și în pacea care am început să o am, am început să văd virgulița pentru care m-a trimis acolo. Nu schimbarea națiunii, nu înfruntea națiunii, ce frumos e să fii cu Domnul, dar să fii tu șeful șefilor. Foarte frumos. Pentru fiecare dintre dumneavoastră există o virgulă. Noi toți suntem trupul lui Hristos, s-a spus mai devreme. Și fiecare dintre noi își aduce aportul la o virgulă. Unul o virgulă mai mare, unul o virgulă mai mică. Cât i s-a dat, atât i se cere. Și am început să văd pacea lui Hristos, o simt, să o trăiesc. Și am început să mă bucur. Și am început să nu mai fiu trist când cineva mă judecă. Am început să fiu trist când văd că ei 2000 de like-uri când ești cu un pește în mână pe marginea Dunării. Dar când spui că mai, 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 mai investești în două reactoare la Cernavodă, unul dintre cele mai mari proiecte pe care le-am făcut ca să producem peste 40% energie proprie și ei 30 de like-uri și te 40 de în că s-ar putea să fuci cu energie acasă, am început să am pace. Și am zis, Doamne, a ta să fie gloria și pacea Ta să fie peste mine. Și Dumnezeu m-a adus în fruntea grupului de rugăciune. Și m-a adus în fruntea grupului de rugăciune și am zis cu frică și cu teamă, Doamne, te rog, dăm înțelepciunea să nu deranjez pe frații aceștia, care pentru ei doar evenimentul acela anual care se face contează. Că acolo se urcă pe scenă și toată lumea îi laude, uite, bă, sunt frații noștri, pocăiții noștri. Marele eveniment al grupului de rugăciune se întâmplă în fiecare marți dimineață la ora 9. Și Dumnezeu mi-a dat înțelepciunea ca să-mi trimită patriarhul și să, fie, să nu mai fie supărat pe noi un preot. Și un preot că trebuie să fiu cu grecul, cum este grecul, și cu romanul cum e romanul și cu politicianul cum e politicianul și cu ortodoxul cum e ortodoxul și cu respect față de religia lui cu respect față de credința lui și eu să predi din cuvântul lui Dumnezeu și preotul să zică amin, aleluia și atunci ăia stă eu, ăsta e roșca ăla, politicianul zice ceva și popa zice aleluia vai cât de bine primesc lucrul ăsta că dacă n-ar fi fost prezent preotul ortodox, n-ar fi primit. Și câtă înțelepciune ai nevoie. Și acolo încerc să formez așa o încheiere. Acolo am avut curajul să dezbat niște versete. Și erau prezenți din toate familiile politice. PSD și mai mulți, sunt cei mai mulți în țara asta. Asta și ca să mai facem și o glumă. Liberali, useriști, de la Aur, de la UDMR, din toate familiile politice și din toate aproape... Uh, 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 religiile din România. Ortodoxi, baptiști, catolici, metodiști, adventiști, penticostali, de tot felul. Și am zis așa, fraților, haideți să citim din Timotei. Că, uite, eu îmi propusesem, îmi propusesem și uh, să vă citesc, am pus Biblia asta aici să parcă sunt pocăit, uh, dar nu v-am citit din ea. Și n-am cum să nu citesc versetele care sunt cele care mulți am văzut că trec ușor peste ele, pe mine m-au impactat când am descoperit Cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă, fraților. Și oamenii n au prin lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfejnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Amin. Și uh, în perspectiva acestor versete, care Dumnezeu m-a și călăuzit, o cetate de pe munte, toți sunteți o cetate, adică toți se uită așa. Și nu la sfințenia pe care ne străduim mulți să o avem prin puterea noastră. Să nu mă judecați. Asta este părerea mea și asta cred eu. Rolul nostru pe pământ nu este să ne sfințim. Rolul nostru pe pământ este să ne bucurăm de prezența Domnului în viața noastră. Pentru că bucuria Domnului este generată de dependența de El. O inimă sinceră care nu crede că are puterea să se sfințească prin puterea Lui, va căuta mereu dependența de Domnul. Și atunci va fi numai bucurie. Și atunci ce poate să fie bucuria asta? O cetate de pe munte toți vor dori să fie în bucuria asta a prezenței lui Dumnezeu în inima noastră. Rolul nostru pe pământ este să ne bucurăm în El. Și dacă ne stăm putere să facem ceva, ne stă să ne zmerim. Zmerenia este virtutea cea mai de preț pe care poate să o arate un copil al lui Dumnezeu în viață. Niciodată, dacă va veni un politician să vă vorbească foarte mult despre partidul lui cât este de puternic și de bun, nu prea-l cunoaște pe Domnul. Un om care va vedea într-un alt politician, care într-un alt partid, ceea ce a pus Dumnezeu în el, oricât ar fi de rău, ăla este un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și harul acesta a venit peste mine. Pentru că eu, dacă mă zmeresc, nu voi putea judeca pe fratele sau pe fratele, pentru că dacă sunt ceea ce sunt, sunt prin harul lui Dumnezeu. Și atunci singurul lucru care pot să-l fac este să-l ajut pe fratele să vadă ceea ce a pus Dumnezeu în el de preț, ca și el la rândul lui să fie lumină a bucuriei în Domnul și a smereniei față de Dumnezeu cu autoritate pe pământ în această binecuvântare, a nu confunda smerenia cu capul a plecat sabia nu taie, cu autoritatea lui Dumnezeu peste tine, mergând și pășind cu credință că sunt copilul ales și nu mi-e frică nici de SRI, nici de PSD, nici de americani, nici de nimeni că eu sunt copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu m-a hotărât să merg aici pe ape și să vestesc bucuria în El, dependența în El, nici de cum sfințenia care nu o să o reușim niciodată. Cuvântul lui Dumnezeu nu sfințește, cuvântul lui Dumnezeu te ajută să-L cunoști pe Dumnezeu și prin El vine această sfințenie care numai El poate să o dea. Cuvântul lui Dumnezeu este... este Pârtia prin care noi mergem doar către binecuvântarea lui Dumnezeu și mântuirea veșnică care ne așteaptă prin credință și autoritate, cu bucurie, nu, nu încleștat, nu încruntat, nu speriat, nu cu înțelepciunea aleasă bisericească, ci cu înțelepciunea lui Dumnezeu, în care autoritatea este dată prin cuvântul Său, că suntem copiii Lui și nimic nu se poate atinge de noi. Și dacă se atinge cineva, este voia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are un plan cu noi și planul cu noi nu se termină niciodată. În perspectiva aceasta, M-am așezat în fruntea acestui grup, topit după ziua de marți, speriat de ziua aia în care va trebui să facem un fast la Parlament. În care să arătăm ce treabă facem noi acolo. Aia este tot mândrie și Dumnezeu să-mi dea înțelepciunea și zmerenia necesară, încât să nu ies cu o virgulă în evidență și doar Domnul să fie lăudat, și să dea înțelepciunea necesară, încât orice religie va participa acolo, să vestească Cuvântul lui Dumnezeu, să primească harul lui Dumnezeu și sub unitatea aceasta, sub cupola lui Dumnezeu, țara aceasta, să înflorească în ce? În pace, în bucurie. Suntem atât de bine și nu mai vedem. De ce nu mai vedem? De 2000 de ani nimeni a trăit pe pământ mai bine ca noi. Dar nimeni. Nimeni în toată istoria. Și uh, toți ne văităm că este rău. Fraților, ce ni se întâmplă? În raport cu cât se muncește, trăim în țara care o duce cel mai bine de pe tot globul pământ, pământesc. În raport cu cât se muncește. Nu se trăiește nicăieri pe pământ mai bine ca în România. Și noi ne lăsăm manipulați de toate aceste mecanisme care vin să ne arată că avem o țară urâtă, fără resurse, fără perspectivă, fără viitor. Este o țară binecuvântată de Dumnezeu. Prin cine? Prin toate virgulele acestea la un loc care vor face diferența. În perspectiva asta am luat primul cuvânt la grupul de rugăciune. Și ce am spus? Am spus, Haideți să citim din Timotei, mai înainte de toate, să vă rugați pentru cei înălțați îndregătorii, pentru împărați, pentru regi, ca să aveți o viață cum? Plină de pace, de pace pașnică, de evlavie, de binecuvântare. Wow! Adică ne dă și cheia cum să o ducem? Pe cum e țara noastră dacă țara noastră este blestemată? Cum sunt conducătorii noștri dacă conducătorii noștri sunt blestemați? Cheia este la fiecare virgulă dintre dumneavoastră dintre noi toți. Și am spus așa, dragilor, la colegii mei din Parlament, în cheia aceasta noi parlamentarii ne-am scos. Poporul nu se roagă pentru noi și noi nu funcționăm. Nu avem nicio vină, nu? Dar oare de ce nu se mai roagă poporul pentru noi? Pentru că noi, fiecare în dreptul nostru, suntem plini de ego. Egoul nostru, de eu știu adevărul pesedistul minte, useristul inemernic, e împotriva bisericii, unic am da. auru, uh, aurul, aurul, nu știu ce, uh, cu tot respectul, Simion mi este prieten și l-am invitat la grupul de rugăciune, vreau să iau cuvântul la evenimentul ăla. Prieten drag, ești prietenul meu. Spunem despre Dumnezeu tău că Dumnezeul meu e altfel. Vreau să văd că ne slujim aceluiași Dumnezeu, că Dumnezeul meu e cu pace, e cu iertare, e cu dragoste și nu poți să chem la luptă și să faci să arunci toată o cara peste ceilalți spunând că tu cunoști adevărul în numele lui Dumnezeu. Nu poți lua cuvântul și la grup poți veni dacă vii cu această pace în care te vei strădui să vezi binele din fiecare dintre noi. Și atunci, în cheia aceasta, dacă noi, parlamentarii, am venit și am spune, domnule PSD-ul a greșit aici, dar a făcut un lucru extraordinar aici și îl putem continua. În 30 de ani n-am auzit. N-am auzit vorba aceasta. Colegul de partid, celălalt de la celălalt partid, a zis un lucru bun. Cred că putem să construim. Nu trebuie să mai dărâmăm ce au făcut unii și să o luăm de fiecare dată de la capăt. Nu mai credeți în naivitatea asta. Nu vă mai uitați la partide politice care vin să trezească România. Nu vă mai uitați nici la religii care vin să trezească România. Uitați-vă la copiii lui Dumnezeu din biserici și uitați-vă la copiii lui Dumnezeu, nu pentecostal sau baptiști, Ăia cu inimă sinceră, care rezonează cu noi toți, că suntem trupul lui Hristos, prin perspectiva și valorile pe care Dumnezeu ni le-a dat în Cuvântul Său. Toată cultura pe care o știm, de la bunicii și părinții noștri, ne este atacată. De ce? Pentru că e făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu. Uită, creștinii din Parlament, care nu sunt asumați, că Constituția Americană a fost făcută și o spun de fiecare dată și n-am să contenez cu Biblia lângă ea și absolut toate valorile din Constituția Americană sunt aici. Și Constituția Americană avea să vină cu 100 și ceva de ani peste o Europa feudală care avea să genereze democrația după care am tânjit toți și să ne raportăm la cele națiuni, celelalte națiuni și la celelalte popoare ca porpoare barbare pentru că Dumnezeu ne-a dat ecuația, ne-a dat harul, ne-a dat călăuzirea necesară încât să evoluăm într-o perspectivă alta decât cei care nu se închină lui. Și toate astea. Au creat o cultură, pentru că sistemul educațional, sistemul sanitar, sistemul de drept, sistemul administrativ, orice fel de sistem de valori din națiunea noastră, din Europa sau din America, a venit prin biserică de-a lungul istoriei sale și a creat o cultură creștină. Această cultură ne este atacată. Și când spunem că copiii, că biserica este atacată, nu clădirile astea sunt atacate, ci copiii, copiii noștri, care ei sunt biserica viitorului, că pe nouă nu ne mai poate fura credința. Să ne ajute Dumnezeu la asta. În cheia aceasta aș vrea să fiți atinși, de a nu mai judeca pe nimeni, de a vă crește copiii în perspectiva valorilor credinței pe care Dumnezeu ne-le-a dat. Fiți bucuroși. Dacă acum peste cineva că văd câțiva în sală să mă ierte Dumnezeu, sunteți încruntat rău, Dumnezeu să vă atingă, să vă umble de zâmbet și de pace, să nu mă votați niciodată, dar să primiți ceva de aici. N-am venit pentru voturi și pentru nimic. N-am venit să vă spun cine e bun și cine nu e bun. N-am venit să spun de partidul lui Adiș, de al meu. V-am spus doar de sufletul lui credincios și de lacrimile lui pe care le-am văzut de multe ori și de greșelile lui pe care și le asumă și de greșelile mele pe care mi le asum și Dumnezeu să aibă mine de mine. Nu sunt sfânt, sunt doar copilul lui Dumnezeu și mă închin lui Dumnezeu, recunoscând merit că sunt slab și fără el sunt nimic. Dumnezeu să binecuvânteze națiunea aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta. Dumnezeu să binecuvânteze Parlamentul României și toate partidele politice, fie ca dintre ei să se ridice aceste lumini, aceste cetăți, care să fie deasupra celorlalți și ceilalți să-i urmeze în pace și în armonie, în binecuvântare, în bucuria că trăim mai bine cum n-a trăit niciodată părinții și bunicii noștri, în a ne trezi și a vedea soția noastră cât e de frumoasă, bărbatul nostru cât e de vrednic, casa noastră care e atât de mare și plină cu de toate și noi ce facem? Suntem triști și nu le recunoaștem. Dumnezeu să pună harul ăsta, să așterne harul acesta peste noi, încât să ne bucurăm, să fim mulțumitori, cum zicea Adi mai devreme, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră, pentru faptul că în dimineața asta suntem în biserică, pentru că în casa noastră a existat un bunic, a existat un tată, a existat o mamă, a existat o bunică, a existat o soră, care m-a invitat într-o zi la biserică să mă întâlnesc cu ce? Cu viața veșnică, cu pacea, cu dragostea lui Hristos, cu mântuirea sa. Dumnezeu să binecuvânteze țara aceasta, cu harul acesta, cu pace Okay. pace, încât să fim lumina Europei, să se întoarcă la adevăratele valori care sunt date în sistemele adevărate de valori care au condus lumea, Europa să se întoarcă la ceea ce a fost odată și noi să luptăm pentru lucrurile astea și noi să ne rugăm pentru lucrul acesta și noi să fim alături de toți copiii aceștia pe care Dumnezeu îi va ridica și vor fi mulți din Biserica aceasta în multe poziții, nu neapărat de parlamentari, că nu sunt cele mai importante, ci în poziții cheie pentru a aduce virgula, care virgulă cu virgulă dată de Dumnezeu va aduce binecuvântarea aceea care va aduce națiunea noastră acolo unde tânjim și ne dorim cu toții. Nu la neapărat la binecuvânt, la, la, la bunăstare, aia va fi o consecință și la binecuvântarea de a fi un popor al lui Dumnezeu. Un popor care se roagă și se închină lui Dumnezeu. Amin, fiți binecuvântați!